Doi bărbați, unul de 45 și altul de 59 de ani, au fost condamnați pentru braconaj în raionul Dondușeni, după ce au capturat ilegal două căprioare sălbatice folosind lanțuri. Incidentul a avut loc în ianuarie 2024 într-o pădure din apropierea satului Horodiște, raionul Dondușeni. Deși unul dintre inculpați avea carnet de vânător, nici unul nu deținea autorizația necesară pentru vânătoare. Cei doi ar fi capturat un mascul și o femelă de aproximativ 2 ani, provocând astfel daune în valoare de 25.000 de lei regnului animal. De asemenea, de la fața locului fusese atunci ridicate 15 lanțuri, dar și un topor, utilizate la uciderea căprioarelor. Ambii suspecți au pledat nevinovați, însă procurorii au reușit să prezinte probe suficiente care demonstrează implicarea inculpaților. Astfel, magistrații judecătoriei Iedineț, cu sediul la Briceni, le-au aplicat amenzi de câte 30.000 de lei fiecăruia. În plus, instanța a dispus ca aceștia să achite 25.000 de lei către întreprinderea pentru silvicultură prejudiciată. Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Bălți. Un moldovean riscă să fie sancționat după ce a încercat să introducă ilegal în țară un lot de veselă de lux. Cazul a avut loc în dimineața de 8 august la postul Vamale Leușeni, în timpul unui control de specialitate al unui microbuz ce revenea din Germania. Deși conducătorul auto, dar și pasagerii au declarat că transportă doar bunuri personale, ofițerii Vamale au găsit printre bagajele neînsoțite un lot de veselă de lux nedeclarat organului Vamal. Potrivit oamenilor legii, valoarea lotului se ridică la 10.000 de lei. Vesela de lux a fost ridicată conform procedurii și ar putea fi supusă confiscării speciale, iar șoferul riscă să fie sancționat contravențional.